Ori de câte ori ai venit, n-o să poți vedea aceleași culori. Tot timpul se schimbă, se modifică. De multe ori am prins că nu erau culori deloc, era doar cenușiu. Dar de foarte multe ori am prins culori, nu știu, ireale, foarte vibrante. Bineînțeles că sunt diferite nuanțe, de galben, de portocaliu, în fine. Iar în zonele unde e turcoaz, e acel cupru care s-a oxidat. În 2010, când am ajuns aici, da, pare un loc foarte fotogenic și e destul de trist, dar am fost marcat de acest dezastru toxic care l-am găsit și de care nu știam. Nici nu știam că există așa ceva. În 1977, Ceaușescu a venit cu ideea să facă în această zonă una dintre cele mai mari mine de cupru din Europa, din acea vreme. Asta implica sacrificarea satului Geamăna, iar în 1986, parcă, deșeurile de la mină, sat. Cândva aici a fost un sat destul de populat, au trăit în jur de 400 de familii, aproximativ 1000 de oameni. Aici, în zona asta, a fost un cimitir care acum e scufundat în apă. Iar în partea asta se poate vedea școala, a fost jumate, e scufundată în apă. Oamenilor din sat li s-a promis despăgubiri de valori foarte mari și că îi vor muta undeva la vreo 7 km de zona respectivă, de zona asta, deși nu s-a întâmplat chestia asta. Au fost mutați undeva la vreo 200 de kilometri și au primit foarte puțini bani. De-a lungul timpului, da, am documentat zona aceasta, dar mai puțin oamenii. De ceva timp am zis că totuși ar fi bine să văd și oamenii. Am început să umblu din casă în casă, unde vedeam că există oameni. Au mai rămas cam în jur de 20 de oameni. Aici sunt destul de izolați și nu au nici apă, nu pot să cultive nimic, adică nu pot să cultive legume sau fructe sau așa. Că nu crește nimic, zicea, că nu cresc legume. Să știi că de boală iute. Ah, se îmbolnăvesc repede. Am înțeles. Păi ia, că solul e contaminat. E toxic. Au fost vreo 1000 de oameni așa aici. Da. Au fost comună mai bogată, să știi, Geamăna. Sau cea mai bogată comună a fost. Înțeles. Și mai țineți minte atunci când a început să curgă sterilul ăla, toată mizeria aia? Când a început să curgă pe timpul lui Ceaușescu, a fost atunci aia ca ai... Ziceau că nu aici, așa, a fost o primăriță și a fost să bage pe Poieni, aici, Bucium. Da, știu Bucium, sus acolo. Pe Bucium și nu a băgat acolo, că a fost un domn la combinat și s-o a scos... A avut pile. A avut pile și s-a băgat aici pe noi, a, primărița. Adică... Când a fost ultima dată, cel puțin cu un metru a fost mai în afară și cel puțin cu un metru pe an
E un lac toxic care încet, încet distruge tot ce-i natură, tot ce-i floră, faună. Cur timp, probabil tot ce e aici viață, în momentul de față, nu o să mai fie peste, nu știu, 2-3 ani.